Ne aflăm într-o perioadă în care specula ia amploare, mai ales la produsele tradiționale de Paști, iar majorările de preț la unele alimente de la o zi la alta au atras atenția autorităților. În perioada următoare vor avea loc controale la comercianții bănuiți că au mărit artificial prețurile. Colega mea Cătălina Iordache a urmărit subiectul și vine cu detalii în direct dintr-o piață din București. Cătălina, bună seara! Cu ce probleme se confruntă cumpărătorii înainte cu câteva zile de Paști? Bun găsit! În primul rând, cumpărătorii găsesc prețuri mai mari față de anul trecut, dar în această perioadă, instituțiile statului, în special ANPC, desfășoară controle de amploare pentru ca prețul să fie corect, atât pentru cei care cumpără, cât și pentru vânzători și producători. De departe, cel mai căutat produs în acest an este carnea de miel. Noi ne aflăm acum în piața Obor din București. Aici, kilogramul de carne de miel variază între 38 de lei și 40 de lei. Mai scump față de anul trecut. E drept, în unele magazine, un kilogram de carne de miel ajunge și până la 60 de lei. Și ouăle sunt la mare căutare acum. Aici un nou costă 90 de bani. De asemenea, carnea de porc s-a scumpit cu aproximativ 5 lei față de anul trecut. De exemplu, aici în piața Obor, un kilogram de pulpă de porc costă acum 20 de lei. Și la legume e forfotă mare. De departe, cele mai scumpe sunt acum roșiile românești. E drept, pe tarabe găsim prima recoltă și este posibil să se ieftinească în următoarele 2-3 săptămâni. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului recomandă să cumpărăm în această perioadă produse alimentare doar din locuri special amenajate.